calde, però... Un primar din Gorj le-a pus gând rău localnicilor care fură apă. În plină secetă, edilul a anunțat că oferă recompensă celor care își părăsc vecinii care udă grădinile și păcălesc apometrele. Deja apelul său lansat pe Facebook a dat roade. Consumul de apă a scăzut, în special în timpul nopții. Cei prinși că fură apă riscă să fie debranșați definitiv de la rețeaua publică. Conform Observator News, o bătrână din satul cu pricina a relatat: de la robinet luăm mai rar, cât este în fântână, luăm din fântână, e mai sănătoasă. Și gratis, susține primarul, care a avut grijă ca toate fântânile din comuna Cătunele să fie curățate. Asta după ce seceta și furtul din rețeaua publică au amplificat lipsa apei în localitate. O parte a cetățenilor comunei, cei care stau în zonele mai înalte, au rămas fără apă potabilă, a declarat primarul comunei Cătunele. Și acum bazinele se goleau, mai ales noaptea, autoritățile au început să meargă pe firul apei. Mi-am dat seama că pe perioada de noapte oamenii lasă furtunurile și robineții dați drumul să curgă apa de voie în grădini, dar nu cu bani, a mai spus edilul. Aproape un sfert din apa consumată în Cătunele nu se regăsește în facturi. A fost calculul care le-a dat de gândit autorităților și așa le-a fost confirmată bănuiala că se fură apă în localitate. Fie prin blocarea apometrelor, fie prin branșamentele ilegale la rețeaua publică, cei prinși vor rămâne însă definitiv fără apă la robinet, amenință primarul. Acesta a promis se recompensă celor care îi părăsc pe hoți. Factura la apă pe o lună l-o plătește edilul din propriul buzunar. Primarul a mai spus: considerăm că am făcut bine pentru că la ora actuală avem apă în bazine, nu mai sunt cetățeni care să fi rămas fără apă. Furtul de apă este infracțiune, iar cei prinși se aleg cu dosar penal, relatează Observator.